Presupusa victimă, o constanțeancă în vârstă de 57 de ani, îi acuză pe doi polițiști din Năvodari că au asistat la un conflict în care a fost implicată fără să intervină în niciun fel. Mai mult, femeia spune despre unul dintre polițiști că ar fi ținut partea agresorului și ar fi bruscat-o. Cu toate acestea, nu are niciun fel de probe care ar putea să-i ateste spusele și nici nu a dorit să discute cu reporterii Litoral TV. Pe de altă parte, polițiștii din Năvodari spun că la fața locului au existat și martori care vor ajuta la elucidarea circumstanțelor. Poliția Năvodari a primit o sesizare din partea unei femei care reclamă modalitatea de intervenție a unui agent de poliție. Sesizarea va fi declinată spre competentă soluționare procurorilor parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Totodată vor fi demarate verificări cu caracter disciplinar. Potrivit polițiștilor care au intervenit la sesizare, conflictul a pornit de la un litigiu dintre femeia de 57 de ani împuternicită de fiul său pentru a duce la bun sfârșit tranzacționarea unui apartament din Năvodari și actualul proprietar. Aceasta s-a dus la apartament pentru a pune la punct ultimele detalii ale predării și pentru a-și lua lucrurile rămase acolo. Se pare că în acel moment s-ar fi luat la ceartă cu actualul proprietar, care a sunat la poliție. Oamenii legii care s-au deplasat la fața locului spun că femeia, care fusese dată afară din imobil, i-a acuzat că nu au intervenit în ajutorul ei. Aceasta a depus o plângere penală în baza căreia cazul a fost preluat de procurorii constanțeni.